M-am gândit așa la un moment dat, cam care ar fi dezavantajele. Și n-am găsit niciunul. Dar avantaje am găsit. Și unul dintre ele este acesta. Că vreau să rămân o mică tânără pentru Albert. Viața te surprinde, așa cum spuneam, și cu lucruri bune și cu lucruri rele. Și am zis că chiar dacă o prietenie este lungă de ani de zile și undeva a existat o fisură care s-a adâncit între timp, decât să nu mai ai încredere, mai bine să închizi relația. Rămâne tatălui, nu mai este fizic, dar este sufletul și energia lui, te ajută, te sprijină. Deci eu am fost convinsă și sunt încă convinsă și voi fi convinsă toată viața că pe Albert îl ajută Adrian de acolo de sus. Mama mea a făcut artrită de la o